cum punem conținutul într-o campanie de MailChimp. Ok, avem campania asta, să zicem, am ajuns în etapa în care trebuie să punem conținut. Și arată cam așa și cum facem mai departe. Vă spun niște setări pe care le fac eu inițial. Inițial, textul ăsta care apare în partea de sus a paginii, eu îl șterg pentru că este un text destul de mic și nu are sens dacă am o informație importantă să o pun acolo. Ce fac apoi este să șterg primul rând din textul respectiv, textul acesta, și să scriu mesajul afișează în browser și pun punctul chiar în cadrul linkului, în afara lui. Și ăsta e un link care va fi aici afișat în browser. Apoi editez lucrurile din partea de jos, de genul. Scriu aici un profil de Twitter. Da. Și traduc textul. De obicei urmărește. Așa, pun un link de către un profil de Facebook. Pot să editez asta și din setări, dar prefer să fac asta de aici, mi se pare mai simplu și mai comod. Și linkul acesta nu-l voi modifica, doar voi scrie trimite newsletter mai departe unui prieten. Dacă vi se pare textul prea lung, bineînțeles, puteți să-l puneți mai scurt. Textul este cel dintre două coduri. Între aici se deschide un tag, da? Și aici se închide. Și între ele eu pot traduce. Aici se deschide tagul, aici se închide și între ele eu pot traduce. Acum traduc partea de jos. Și scriu așa. Aici pun toate drepturile rezervate. Aici scriu fără... Haideți să vă arăt și asta. Așa. Scriu pe același rând. Și ca să scriu pe același rând, șterg codul ăsta BR. BR înseamnă să lasă un rând gol. Și aici șterg strong și strong ca să nu vreau să fie afișat textul cu litere aldine. Îngroșat, da? Și am lăsat ăsta e un pic mai scurt. La fel, prescurtez un pic și textul de aici. În loc să las unsubscribe from this list, las doar simplu dezabonare. Și aici e set abonare. Ok. Și acum ăsta este tradus. Hai să traducem, să-i dăm și un titlu. Ca să pun titlu, pot să dau aici pur și simplu, selectez textul pe care vreau să-l copiez și să dau paste. Dar mai sigur este să intru în modul HTML și să pun codul între cele două H1-uri. H1 înseamnă heading 1 deschis. Eu nu vreau pe două rânduri, vreau pe un singur rând și aici se închide. Bun. Hai să punem textul. Dau edit aici. Acum, când puneți textul respectiv, intrați iar în modul HTML și aveți. H2 înseamnă că este un subtitlu. Eu nu am nevoie de acest text. Și am două opțiuni. Pot să-l dau copy-paste de aici, dar dacă sunt în modul HTML, se va vedea rău. Nu s-a văzut. Și atunci fac altceva. Selectez textul pe care vreau să-l copiez, dau copy și când mă duc aici, apăs pe paste from Word. Și dau paste și acum se vede bine. Același lucru îl voi face și dacă aș avea un text pe care l-am în Word. Și acum mi este... Ok, textul. Bun. Hai să zicem că vreau să iau din articolul meu, vreau să iau textul acesta, da? Pot să selectez. Dau un Enter. Dau Paste from Word. Și fac așa. Dacă dau Save and Close, arată așa. Ok. Hai să vă mai învăț ceva. Dacă aș intra în modul HTML și aș da aici paste, vedeți că aici are enter-ul, da? Dacă dau save and close, am pierdut enter-urile respective. Pentru că în modul HTML, enter-urile sunt doar BR. Deci dacă ar fi să fac textul acesta corect, ar trebui să scriu aici BR, care înseamnă rând gol, și să mai pun încă un BR, pentru că am două rânduri. BR, BR. Acum dacă dau save, arată cum ar trebui să arate, cu două enter-uri între ele. Perfect. Hai să punem iar textul acesta.
Da? Hai să punem din nou. Cum aș putea eu să înlocuiesc toate enterurile cu bârâuri? Că eu asta vreau. Și e o șmecherie în Word. Pot să selectez textul ăsta. Îl pun în Word. Și dau, apăs la tastatură Ctrl-H sau am butonul Replace. Asta înseamnă. Ctrl-H, Search and Replace. Dau Replace și ce să-mi înlocuiască? Dies, căciuliță P, care înseamnă Enter, sau dacă nu știu codul, mă voi duce la More, la Special, la Paragraph, ăsta este, Enter, să-mi înlocuiască cu B. Și dau Replace All și mi l-a înlocuit. Și acum dacă iau textul ăsta și dau Save and Close, mi-a înlocuit enterurile cu bârâuri și mi se vede textul corect. În Word puteți să faceți și lucruri mai avansate, de genul pot să iau textul ăsta și să zicem că eu am frecvent o chestie de genul ăsta. Puteți să faceți un macro, mă duc aici, dau View Macro și eu mi-am făcut un macro cu tema asta și când am apăsat pe el mi-a înlocuit automat. Puteți să faceți macro și pe alte teme, de exemplu, să zicem că am textul ăsta, care are diacritice. Vedeți? Are diacritice. Un text cu diacritice. Eu mi-am făcut un macro și am atașat un buton pe care dacă apăs, face o înlocuire după T cu T, după E cu A și așa mai departe. Și am macro pentru mai multe lucruri de genul ăsta. Face tot felul de înlocuiri. Puteți să faceți și alte setări. Căutați pe net despre macro. Macro le ajută la automatizare. Bun. Am ajuns în etapa asta. Ce mai putem să facem aici? Putem să punem link. De exemplu, pot să selectez textul ăsta și să scriu aici www.orașelulcunoașterii.ro. Și dacă dau insert și mă intru în HTML, nici măcar n-a trebuit să pun partea aceasta cu HTTP din față. Mi-a pus-o el automat. Și așa am obținut un link. Dacă vreau ca linkul ăla să se deschidă într-o pagină nouă, mai punem o dată un link. Și mă duc la Advanced Options, Open in New Window și atunci când o să facă click, o să deschidă link-ul într-o fereastră nouă. De obicei se deschide, dar ca idee, vedeți că aici e Target Self, se deschide în aceeași fereastră, Target Blank într-o fereastră nouă. Astea sunt chestii clasice, bold și italic. Nu vă sfătuiesc să folosiți underline niciodată, este folosit în prezent doar pentru link-uri. Aici stabiliți culori, dimensiune, fonturi, nu știu ce. Ăsta e pentru pus link-uri, aici pentru a adăuga o fotografie. Apăs pe butonul acesta și să zicem că vreau să adaug o fotografie. Și am adăugat o fotografie. Dacă dau dublu click pe ea, pot să-i dau, aibă de către un link, să zicem. Mi-a pus el automat HTTP înainte. Și am pus o fotografie care acum când oamenii o să facă click pe ea, o să-mi deschidă link-ul respectiv. Vă sfătuiesc când dați copy-paste, aproape întotdeauna să apăsați pe butonul acesta. Da? Te ajută, e mai bun decât varianta standard. Și în principiu astea sunt niște editări pe care trebuie să le știți din alte programe de editare. Acum, hai să zicem că vrem să adăugăm o fotografie. Ca să adăugați o fotografie aici, el îți spune aici, are o dimensiune, se vede mai greu, 160 de pixeli, deci el recomandă pozele astea să fie de o anumită dimensiune. Eu pot să dau edit și dacă vreau neapărat, pot să pun poza aceasta care are 620 de pixeli. Nu mă oprește nimeni. Eu pot să dau poza asta, dau upload și el o redimensionează la dimensiunile acestea. Dar poza aceasta nu este mărită, nu este micșorată. Iar când se va încărca newsletter, în loc să încarce doar poza aceasta mititică, se va încărca poza aceea mare, originală. Și cel mai bine ar fi fost ca eu să deschid poza, să mă duc la Image Resize și să scriu aici 160 de pixeli. Și va seta automat înălțimea și voi obține o poză cu dimensiunile 160 de pixeli. Și dacă mai am alte fotografii, să fac aceleași lucruri și cu ele. Să le dimensionez automat și să le salvez cu un nume care să mă ajute să le reperez ulterior, mai ușor.
și să am toate pozele la dimensiunea de 160 de pixeli. Și acum când dau upload, dau edit aici și dau upload și mă întreabă unde este fotografia. Și o să o arăt pe aceasta. Unde este fotografia? Și o arăt pe aceasta. Unde este fotografia? Și o arăt pe aceasta. Asta n-am făcut-o bine. Trebuia să o și redimensionez și pe verticală, nu numai pe orizontală. Ia să vedem. Asta are dimensiunile 160x107. 160x107. Și acum trebuie să fac o selecție în cadrul imaginei acesteia. Și să fac și pe aceasta de 160x107. Și acum dacă adaug din nou poza. Are dimensiunile 160, toate cele trei poze au dimensiunile acestea, 160-107. Dacă aici n-am de afișat textul respectiv, pot să apăs pur și simplu pe butonul de ascundere. Nu. Aici mi-ascunde tot textul. Uneori ascunde doar o casetă, uneori ascunde doar textul sau doar fotografia. Aici mi-a ascuns toată caseta. Atunci dau edit și selectez tot textul și îl șterg. Pentru că eu nu doresc să pun un text sub fotografii și m-ar ajuta să pur și simplu ca acest text să dispară. Hai să vedem cum arată e-mailul până acum. În opinia mea arată destul de bine. Pot să fac încă un lucru. Pot să scriu aici. E mai simplu să intru în HTML să vedem. Bună. Și să adaug un merge tags. Merge tag înseamnă că am uitat la enter. O să-i scriu bună prenume. Vă salut, domnule, dacă vreau să folosesc numele de familie. Da? Și acum când dau open pop-up preview, aici îmi va afișa cum se va afișa mesajul meu. Și aici îmi spune că o să ia din lista asta și o să ia din lista asta, da? Și acum dăm View Live Merge. Bună, Dan, dacă vreau doar așa. Sau dacă aș vrea cu nume de familie, vă salut, domnule Grigorescu. Și el îmi va lua, în funcție de e-mailul pe care îl trimit, îmi va lua prenumele și numele corespunzător. Și așa va afișa e-mailul pentru o anumită persoană. La adresa asta de e-mail ajunge cu adresa asta. Dacă vreau să mă asigur că lucrurile se vor vedea bine, dau un send a test email și îmi trimit un e-mail. Mailurile nu ajung instant, adică eu degeaba verific acum e-mailul că n-a ajuns încă. Dar să rețin că peste câteva secunde voi putea intra să verific e-mailul. Îmi spune aici că va adăuga datele de contact în footer pentru a putea trimite e-mailul. E ok, n-ai nicio opțiune. Întotdeauna după ce terminați de editat asta, după ce sunteți mulțumiți, la modul plain text dați copy from HTML. Întotdeauna, de fiecare dată trebuie să faceți chestia asta. Dacă vreți ulterior editați în continuare, dar de fiecare dată trebuie să dați copy text from HTML. Este un pas necesar. Hai să vedem dacă a venit newsletter-ul. Da, așa arată e-mailul. Trebuie să apăs pe Display Images Below ca să fie afișat în browser. Și așa va arăta. Cam asta. Succes!